cred că este important pentru județul Vâncea să avem președintele Comisiei pentru Agricultură ca să putem să începem să deblocăm ceva. Și vă anunț că deja am început pe proiectul acela vechi al nostru, dacă îl mai țineți minte, cu sprijinul viticulturii. Am început să deblocăm un pic situația. Probabil că îl vom rescrie și îl vom depune din partea USL-ului, a ce înseamnă USL Vrancea. O să-l depunem din nou acest proiect în dezbaterea Parlamentului, începând de la Senat și ca să terminăm cu el la Comisia de Agricultură din Camera Deputaților. Și îl vom rescrie introducând în cadrul proiectului, nu numai încurajarea asocierii dintre producătorii din sectorul viticol, ci și încurajarea asociației dintre crescătorilor de animale, în special vacile cu lapte. Asta a fost o sugestie a domnului comisar european, să cuplăm aceste două sectoare, deci ce înseamnă zootehnia și în special creșterea vacilor de lapte și ce înseamnă viticultura, să încurajăm, bineînțeles, finanțând asocierea fermierilor în această poziție. În cei 4 ani de zile să ajungem la aproape 1 milion de hectare irigate în România. La ora actuală avem în jur de 270.000. Din punctul meu de vedere, de aici trebuie să pornim. Deci avem câteva concepte foarte clare vis-a-vis de ce înseamnă agricultură. Deci, pe un teren irigat înseamnă spor de aproape 30%. Poate chiar până la 50% dacă reușesc să irige acel teren. Depinde de stat să facă investițiile primare, deci în mod cert, canale, aducțiunea primară trebuie făcută și finanțată de către stat în continuare, urmând că acea secundară se îndrepte către asociațiile de odători. Săptămâna trecută am avut întâlnire cu domnul ministru Chițoiu și domnul ministru Nicolaescu. Cred că aici au apărut câteva lucruri care sunt interesante și sunt bune de transmis, și anume că pe zona domnului ministru Chițoiu s-a discutat foarte mult despre arierate și noi am început deja să facem întâlnirile cu primarii din colegiile noastre și nu numai, toți primarii Partidului Național Liberal, ca să îi sprijinim și să-i atenționăm asupra faptului că se dorește achitarea în proporție de 85% arieratelor și suma alocată este de 800 de milioane de lei pentru această acțiune. Este vorba de un împrumut care îl dă trezoreria. Arieratele până la sfârșitul anului erau 145 de milioane. Se iau în considerare și arieratele din luna ianuarie și februarie. Deci, concluzia este că vor fi bani suficienți, să zicem, pentru toate arieratele, dar având în vedere că se dorește achitarea peste 85%, pentru acest lucru sunt bani suficienți. Primarii vor trebui să se grăbească, să-și depună documentațiile. Elementul de noutate, repet, este cel că sunt și arieratele din luna ianuarie și februarie sunt luate în considerare. Încă o chestiune foarte importantă, cofinanțările se pot susține din acest împrumut de trezorerie, care este un împrumut foarte bun, cu o dobândă foarte mică, de 5,25%. Este un împrumut pe 5 ani, cu rambursare lunară, timp de 60 de luni. Cu toți primarii cu care am vorbit și care erau în situația să aibă arierate, soluția este una care a fost apreciată unanim ca fiind foarte bună. În următoarele 2 luni se va face o strategie județeană în domeniul sănătății, unde prefectura, în colaborare cu toate autoritățile locale, dar repet, prefectura va trebui să trimită un memorandum la București, unde să spună numărul de paturi, respectiv unități sanitare și tipul unităților sanitare de care este nevoie în județ. Noi aici vom face toate demersurile necesare, astfel încât să reușim să redeschidem sau să găsim soluțiile cele mai bune pentru, cel puțin pentru Mărășești, care este o zonă de interes. De asemenea, pentru Odobești, dar Odobești deja are niște pași parcurși în ideea de deschidere.